Când spun comunitate, în primul rând mă gândesc la părinții cu care am o colaborare foarte bună, părinții copiilor mei, care au fost încântați de provocarea pe care le-am înaintat-o, ca să mă exprim așa, prin faptul că au fost bucuroși să implementeze acest demers prin instalarea aplicațiilor acasă, pe telefoanele copiilor, astfel încât să nu pierdem timp prețios alocat activității în sine. La clasă au fost mai multe. Am creat ca o primă activitate felicitările digitale cu ocazia sărbătorilor pascale. Am inițiat acest demers didactic, digital, prin folosirea aplicației WordArt. Copiii au fost foarte încântați, mai ales pentru faptul că au avut posibilitatea să personalizeze fiecare felicitare pe care au creat-o. Cea mai mare provocare a fost pentru mine, pentru că am fost pusă în fața unei situații inedite, aceea de a lucra cu toți odată în această manieră digitală, lucru pe care nu-l făcusem înainte și care mi-a dat o satisfacție uriașă pentru faptul că, deși mici de vârstă, copiii, elevii mei sunt doar în clasa 1, au fost foarte mobilizați în timpul activității și au fost încântați de modul în care s-a lucrat. Adică au fost organizați, au ascultat cu mare atenție toate indicațiile și au făcut în așa fel încât fiecare să ducă la bun sfârșit ceea ce și-a propus. Mă simt bucuroasă, mă simt mai relaxată, mă simt provocată. Dezvoltarea competențelor digitale îi ajută pe elevii mei să învețe mai ușor. Este un demers care le ușurează cumva învățarea, face din învățare un proces mai interesant pentru ei în ceea ce privește achiziția noilor cunoștințe. Dar noi implementăm acest proces de învățare nu în toată ora. Sunt anumite secvențe în care folosim învățarea digitală, pentru că ca și cadre didactice, trebuie să fim cumva selective în folosirea resurselor digitale. Vă dați seama că dacă ar fi folosite de la începutul până la sfârșitul orei, ar trebui timp dublat alocat procesului de învățare. Învățarea digitală este instrumentul cel mai pe plac elevilor. Și îl sprijină cum? Prin folosirea aplicațiilor potrivite nivelului lor de vârstă și de înțelegere. Păi se simt provocați, se simt relaxați, se simt fericiți pentru reușita imediată, pentru că în urma învățării digitale, produsul finit al muncii se vede imediat, în timp scurt. Și atunci satisfacția este mult mai mare. Pentru că este altceva. Ești din tiparul zilnic, în primul rând. În al doilea rând, este incitantă folosirea acestor resurse. Este pe placul copiilor întotdeauna și le dovedești faptul că internetul, până la urmă, înseamnă și altceva decât ceea ce practică ei acasă, jocurile. Da, este un mod de a învăța, un mod diferit de a învăța. Cunoaștere digitală. Învățare digitală.